Deși în concept nu par un mediu prea primitor, insulele deseori oferă adăpost organismelor ce le colonizează, ce ulterior încep a experimenta din punct de vedere evoluționar. De-a lungul istoriei vieții pe Terra, insulele au creat cele mai unice, diverse și intrigante organisme care au existat vreodată, de la uriași, la pitici, la refugiați antici. Unul dintre cele mai bune exemple ale efectelor insulei asupra evoluției este Hatzeng, o insulă din centrul Europei Cretacice, localizată în ce este acum România. Sunt multe estimări pentru suprafața acestei insule preistorice, cea mai credibilă fiind 80 de kilometri pătrați, similară în mărime cu insula Hispaniola ale Caraibelor. Astăzi, mare parte din recordul fosil ce aparține acestei insule a fost dezgropat din bazinul sedimentar cunoscut sub numele de Țara Hatzegului, din preajma localității cu același nume. Această regiune este compusă din mai multe formațiuni geologice de vârste diferite, ce datează din perioada jurasică până în cuaternar, perioada din care facem și noi parte. Deși relativ sărăcăcios, acest complex de formațiuni geologice a asigurat savanților date atât despre România, cât și despre restul Europei de-a lungul timpului. Sedimentele atribuite insulei Hatzeg, ce aparțin mai multor formațiuni geologice, dintre care cele mai importante sunt formațiunea Sân Petru, Densuș, Ciula Mare și Ciula Mică, datează din etapa maastrichtiană a Cretacicului târziu, între acum 70 și 66 de milioane de ani în urmă. Această regiune este definită de depozite vulcanoclastice, de unde reiese că Hatzegul era o insulă de origine vulcanică. În sedimentele ce datează din Cretacicul târziu, zăcămintele vulcanoclastice devin din ce în ce mai rare, fapt ce sugerează că activitatea vulcanică în acea perioadă era din ce în ce mai redusă. În urma mai multor analize ale acestor sedimente, savanții vin cu următoarele concluzii. Insula era de tip subtropicală, temperatura medie fiind estimată la 25 de grade Celsius. În ciuda mediului relativ arid al insulei, recordul fosil al florei este alcătuit în mare parte din taxoni sau reprezentanți specifici climei tropicale, neadaptate sezonelor secetoase specifice climei subtropicale. Știind că plantele tropicale pot rezista fluxului de precipitație și umezeală cât timp au acces la o sursă de apă, putem deduce faptul că insula Hatzeg era împânzită de ape, atât curgătoare sub forma fluviilor, cât și stătătoare sub forma bălților și mlaștinilor. Nuanța roșiatică a mălurilor ce alcătuiesc sedimentele ce provin din această perioadă sugerează de asemenea un mediu fluvial. Recordul fosil al plantelor hatzegane este destul de bine conturat. Știm că pe insulă existau plante din genul Euria, înrudite cu afinii contemporani. De asemenea, nenumărate fosile ale grânelor de polen, ce se aseamănă cu ale mestecenilor, nucilor și fagilor contemporani, au fost descoperite în Țara Hatzegului. Fauna insulei Hatzeg era cu siguranță cel mai bizar aspect al acesteia, în mare parte deoarece oferea un refugiu unor organisme ce pe continent erau deja dispărute. Printre acestea se enumeră și mamiferele multituberculate, a căror record fosil este complet absent în restul Europei maastrichtiene. Sunt două genuri cunoscute de mamifer multituberculat descoperit în Hatzeg. Litovoi tolocephalos și Barbatodon transilvanicus. Aceste două genuri fac parte dintr-o încrengătură mai mică de multituberculate, și anume Cogaionidele, un grup care a evoluat cel mai probabil pe insulă. În timp ce majoritatea multituberculatelor erau omnivore, Cogaionidele, conform dentiției, erau doar insectivore. Craniile extrem de bine conservate ale acestor mamifere ne oferă și informații despre cutia lor craniană, cavitatea unde este ținută creierul, ce se dovedește a fi mai redusă decât în alte multituberculate de mărimi similare. Motivul pentru reducerea în mărimea creierului cogaionidelor
este cel mai probabil mediul insular, întrucât encefalul, în general, are nevoie de multe resurse pe care o insulă pur și simplu nu le poate oferi. Apele Hatzegului erau de asemenea cutreierate de țestoase, unul dintre acești ziși reprezentanți fiind Calocibotion Bayazidi. Acest animal este considerat de mulți savanți a fi o enigmă, în mare parte din pricina faptului că prezintă trăsături osteologice specifice țestoaselor a căror rămășițe datează din Triasicul Târziu, acum circa 200 de milioane de ani în urmă. Aceste rozătoare și țestoase cădeau deseori pradă crocodilomorfelor regiunii. Crocodilomorfii Hatzegului, ce făceau parte din încrengătura Neosuchia, au din păcate un record fosil extrem de sărăcăcios. Din puținul material conservat, ne putem da seama că aceste animale, din punct de vedere ecologic, variau drastic unul față de celălalt. Animalele precum Aprosuchus gherai, Sabresuchus simplesiodon și Doratodon carcharidens, animale relativ active, terestre, ce nu se făceau mai mari decât o pisică, vânau cele mai mici organisme ale insulei, în timp ce animale precum Acinodon și Alodaposuchus precedens, ce, conform morfologiei acestora, aveau un stil de viață similar crocodilienilor contemporani, vânau animale mai mari. În timp ce Acinodon, ce prezintă o față turtită și compactă, vâna cel mai probabil țestoasele regiunii, Alodaposuchus, pe departe cel mai bine cunoscut dintre crocodilomorfii hatzegani, ce putea ajunge la lungimi de 3 metri, prezenta un maxilar extrem de robust, adaptat cel mai probabil în răpunerea dinozaurilor regiunii. Dinozaurii sunt pe departe animalele hatzegane cu cel mai bine conservat record fosil. Dinozaurii avieni, sau păsările antice hatzegane, au în mare parte un record fosil compus din multe specimene fragmentare. Sunt multe rămășițe de păsări enantiornitine dezgropate în Hatzeg, care sunt atât de fragmentare încât nu pot fi clasificate sub un nume binomial. Știm însă că pădurile insulei Hatzeg aveau coroanele arborilor pline de aceste zise păsări cântătoare ale erei dinozaurilor. A fost de asemenea descoperit un pelvis sau os al bazinului ce seamănă leit cu rămășițele unei păsări din occidentul Europei maastrichtiene, și anume Gargantuavis philoinos, aspect ce indică prezența și unor soiuri de păsări nezburătoare pe insulă. În timp ce Gargantuavisul ajunge la proporțiile unor struți moderni, fiind probabil cel mai mare avian care a existat vreodată pe Terra în era dinozaurilor, nezburătorul hatzegan era mai mititel, mai aproape în mărime de găinile și fazanii contemporani. Desigur, rămășițele hatzegane pot aparține unui individ imatur, doar mai multe descoperiri pot elucida acest zis mister. A treia pasăre descoperită în bazinul Hatzegului are un record fosil mult mai bine definit. Balaur bondoc, considerat inițial a fi un reprezentant neobișnuit al dromeozauridelor sau raptorilor, se dovedește a fi un soi de pasăre nezburătoare nepigostiliană. Pigostilul reprezintă o structură osoasă la păsările contemporane, o fuziune a vertebrelor caudale de care sunt atașate penele cozii când organismul este viu. Având în vedere că păsările Cretacicului erau în mare parte pigostiliene, putem deduce faptul că Balaur bondoc, la vremea sa, era o adevărată relicvă a lumii avienilor. Acest animal este de asemenea cunoscut pentru brațele sale, ce prezintă doar două degete și o construcție robustă, cu o cavitate abdominală destul de încăpătoare, specifică animalelor erbivore. Trăsătura cea mai intrigantă la această pasăre antică sunt cele două perechi de gheare ca de seceră de la picioarele acestuia, motivul pentru care inițial balaurul a fost considerat a fi un dromeozaur. Dar stați un pic,
Cum se face că acest animal avea aceste arme redutabile, dar și trăsături specifice animalelor erbivore? Ei bine, aceste gheare, ca de seceră, erau aiduma unor cârlige, unelte extrem de eficace la cățăratul în copaci. În timp ce raptorii se cățărau în copaci pentru a-și lua prada prin surprindere, balaurul se urca în copaci pentru a scăpa de diverse primejdi. Din păcate însă, craniul acestui organism nu a fost descoperit. Deci, după morfologia dinților, o concluzie cu privire la dieta acestui animal nu poate fi trasă pe deplin. Pentru a putea profita de cât mai multe resurse ale insulei, despre care am precizat deja că nu erau multe la număr, cel mai logic ar fi ca acest animal să fie omnivor, aiduma unui fazan sau găini contemporane. Abilitatea balaurului de a se cățăra ne poate spune multe despre rolul ecologic al acestuia. Este probabil că aceste animale își petreceau mare parte din viață în coroanele copacilor, adaptându-se la un asemenea stil de viață din pricina a mai multe surse de hrană de care puteau profita, atât de origine vegetală, precum fructele și semințele, cât și de origine animală, precum păsările enantiornitine și ouăle acestora. Cel mai mic dinozaur neavian descoperit pe această insulă este alvarezauridul Hatzegan. Cunoscut din rămășițe extrem de fragmentare, câteva coaste și fragmente ale membrului inferior, acest animal are o istorie nomenclaturică extrem de complicată. Sunt trei specimene extrem de fragmentare descoperite, fiecare având atribuit propriul nume binomial: Bradycneme dracule, Elopteryx nopcai și Heptasteornis andresi. Nu este însă cert dacă aceste specimene dezgropate reprezintă un singur sau mai mulți taxoni. În timp ce pe continent cei mai mari reprezentanți ai acestei familii atingeau un metru lungime, alvarezauridul Hatzegan, conform estimărilor, putea ajunge la 2 metri, fiind unul dintre cei mai mari reprezentanți ai familiei sale din emisfera nordică din acel timp. Mărimea neobișnuită a alvarezauridului Hatzegan se dovedește a fi un exemplu de gigantism insular, în care organismele mici, din pricina lipsei de competiție, cresc în mărime de-a lungul generațiilor. Alvarezaurii, în mare, sunt dinozauri adaptați la insectivorie, membrii specializați ai acestui grup fiind caracterizați de membrele inferioare scurte, dotate cu o singură gheară uriașă, folosită în a distruge cuiburile prăzii. Din pricina materialului sărăcăcios, nu știm cu exactitate dacă Bradycneme era sau nu unul dintre acești membri specializați. Este probabil ca hrana principală a acestor dinozauri, nevertebratele, să fi fost mai rare pe insulă, ceea ce îi determină să se adapteze, specializându-se pe mai multe feluri de hrană din ce în ce mai mari, crescând astfel în mărime. Un alt reprezentant al unei încrengături antice de dinozauri întâlnit în Hatzeg este Zalmoxes. Fiind reprezentat de două specii, Z. robustus și Z. schiperorum, Zalmoxes reprezintă un record fosil destul de bine conservat, compus de asemenea și din specimene imature sau care nu au ajuns la maturitate când au murit. Din punct de vedere filogenetic, Zalmoxes este un rabdodontian, grupă de dinozauri erbivori ce fac parte din încrengătura Iguanodontia. Iguanodontienii, erbivore ce au prosperat pe parcursul perioadei cretacice, încep să dispară la sfârșitul acesteia, până când singurul continent în care mai puteau fi întâlniți este Europa. În restul Europei, reprezentanții acestei încrengături, precum Rhabdodon priscus, ajungeau la lungimi de până la 4 metri, de aproape 2 ori mai lung decât cei mai mari indivizi descoperiți de Zalmoxes. La mijloc este probabil vorba de fenomenul cu numele de piticism insular, în care lipsa de resurse specifice acestor locuri izolate forțează populațiile de animale de talie mare să se micșoreze de-a lungul generațiilor. Acest fenomen a influențat mare majoritate a dinozaurilor insulei Hatzeg.
Struphiosaurus, dinozaurul cu armură al regiunii, este cunoscut din rămășițe relativ bine conservate. În cadrul acestui gen sunt cunoscute trei specii. S. transilvanicus, descoperit în sedimentele insulei Hatzegg, S. austriacus, descoperit în sedimentele austriece, și S. languedocensis, descoperit în sedimente franceze. De aici reiese că acest animăluț era răspândit prin întreaga Europa, ceea ce este chiar straniu, având în vedere faptul că anchilozaurii, în general, erau prea denși pentru a înota și ai dăma hipopotamilor contemporani, se scufundau, fiind nevoiți să traverseze sursele de apă mergând pe fundul acestora. De aici reiese că genul Struphiosaurus apăruse înaintea formării insulei Hatzegg, care a fost probabil un proces suficient de abrupt încât să izoleze câteva populații ale acestui dinozaur, cât și ale strămoșilor celorlalți rezidenți. Straniu este că aceste animale nu au avut nevoie de adaptări drastice pentru a putea supraviețui în mediul izolat, având în vedere că diferențele dintre cele trei specii sunt relativ subtile, în mare parte de tip osteologice. Toate cele trei specii de Struphiosaurus au o lungime estimată la 2,5 metri și o greutate estimată la 300 de kg. Se dovedește astfel a fi unul dintre cei mai mici reprezentanți ai familiei sale, și anume anchilozauridele, probabil un motiv pentru adaptabilitatea acestuia la medii izolate. Destul de recent s-au descoperit niște rămășițe remarcabile de anchilozaur american, atât de bine conservate, încât și culoarea s-a păstrat. Aceste animale se dovedesc a fi avut un model al culorii de tip contrasombrare când erau vii, cu greabăne închise și burți deschise la culoare, ce îi ajutau să rămână nedetectați în foliajul des. Având în vedere faptul că animalele capabile de autoapărare sunt de obicei viu colorate, prezentând o contrasombrare inversată, putem deduce că anchilozaurii erau în general animale timide și solitare, ce frecventau pădurile dese și evitau conflictele, mai ales cele interspecifice sau între două specii diferite, pe cât posibil. Din aceste observații, putem sugera faptul că statura redusă a Struphiosaurului era cel mai probabil o adaptare în a cutreiera pădurile dese ale Europei, de unde rezultă că aceste păduri ale Europei erau cele mai dese și îngrămădite medii ale lumii în acel timp. Considerați-o o teorie personală! Un studiu pe cutia craniană a acestui dinozaur a fost publicat în anul 2022, unde se constată că partea creierului ce se ocupă de auzit și de gândit erau extrem de puțin dezvoltate, de unde reiese că acest animal se baza în mare parte pe armura sa pentru a scăpa de primejdii. Deși în restul lumii hadrozaurii sau dinozaurii cu cioc de rață erau erbivorile dominante ale ecosistemului, în Europa maastrichtiană aceste animale nu par a fi atât de des întâlnite. Rolul de erbivor dominant al ecosistemului este astfel ocupat atât de rabdodonți, despre care am vorbit mai devreme, cât și de hadrozauromorfi, rudele primitive ale hadrozaurilor, care, în vremea maastrichtianului, erau reprezentați doar de taxoni insulari. Printre acești reprezentanți se numere și hadrozauromorful Hatzegului, Telmatosaurus transilvanicus, care se dovedește a fi unul dintre cele mai mari erbivore ale insulei. Acest animal este de asemenea reprezentat de un record fosil bine conturat, fiind descoperiți atât indivizi imaturi, cât și cuiburi ce s-ar putea să aparțină acestor animale. Unul dintre specimenele imature descoperite prezintă la nivelul mandibulei o umflătură ce s-ar putea să fi fost o tumoare necanceroasă de tip ameloblastomă când animalul era viu. Înainte de descoperirea acestui specimen, se credea că ameloblastoma era o afecțiune apărută relativ recent, ce afecta numai mamiferele și reptilele moderne. Este improbabil faptul că această afecțiune i-ar fi cauzat durerea animalului când era viu, nefiind prea dezvoltată. Chiar și așa, având în vedere că animalul nu a ajuns la maturitate când a murit, s-ar putea ca această tumoare să-i fi afectat viața într-o oarecare măsură. Știind că prădătorii obișnuiesc a ataca animalele rănite sau slăbite ale unei turme,
s-ar putea ca tumoarea acestui pui de dinozaur să îl fi făcut o țintă atrăgătoare pentru carnivorile regiunii. Pe teritoriul Hatzegului, dinozaurii carnivori erau fără îndoială prezenți. În bazinul Hatzegului au fost descoperiți mai multe tipuri de dinți zimțați și ascuțiți, specifici teropodelor, grupa din care fac parte dinozaurii carnivori și păsările contemporane. Unii savanți au sugerat că acești dinți pot aparține unui soi de maniraptoran, fie un trodontid sau dromeozaur. Alții au sugerat faptul că acești dinți pot aparține unui soi de abelizaur, în crengătură din care face parte și carnotaurul, ce are reprezentanți care au trăit și în Europa maastrichtiană. Doar mai multe descoperiri pot elucida acest zis mister. Ce se știe cu exactitate însă, este faptul că dinozaurii nu erau prădătorii de top a ecosistemului, acel rol fiind ocupat de pterozauri. În Hatzeg, cele mai abundente dintre aceste reptile zburătoare au fost azdarchidele, caracterizate de gâturile lungi, capetele mari și dimensiunile colosale atinse de câțiva membri ai acestei grupe, cele mai mari organisme ce au zburat vreodată. În contrast cu alți pterozauri din acele timpuri, precum pteranodontidele, ce vânau pești, azdarchidele vânau la nivelul solului, meniul lor fiind alcătuit din animale mici și cadavre. Deși au fost descoperite în bazinul Hatzegului, aceste animale erau cel mai probabil întâlnite prin întreaga Europa, deoarece puteau zbura pe distanțe foarte lungi. Din cauza oaselor extrem de fragile ce ajutau aceste zburătoare să decoleze, rămășițele acestora se conservă extrem de greu. Eurasdarco langendorfensis și Albadraco taramisensis sunt azdarchidele de talie mică ale regiunii. Fiind cunoscute din rămășițe extrem de fragmentare, deducerea mărimii acestora a fost posibilă doar cu ajutorul estimărilor și comparațiilor cu rămășițe mai bine conservate ale taxonilor înrudiți. În urma acestor estimări, Eurasdarco se dovedește a fi animalul mai mic, la o anvergură a aripilor de doar 3 metri și o înălțime la cap de 1,5 metri. Din acest animal este cunoscut doar două vertebre cervicale și fragmente ale aripii. Vertebrele cervicale se dovedesc a fi bine conservate, o trăsătură a azdarchidelor mature, de unde rezultă că acest individ a ajuns la maturitate înainte să dea colțul. Pe lângă că Albadraco era mai mare decât Eurasdarco, era și mai robust. Din acest animal este cunoscut doar o singură vertebră, cervicală și fragmente ale ciocului. Această vertebră cervicală descoperită este neobișnuit de scurtă, de unde reiese că acest animal avea un gât mai scurt ce susținea un cap mai mare, deținând în general un fizic mai robust sau țapăn. Specimenul descoperit are o anvergură a aripilor estimată la aproximativ 6 metri și o înălțime la cap de aproape 2 metri. Curios este faptul că la moartea sa, acest specimen de Albadraco se dovedește a nu fi fost matur, deoarece oasele sale prezintă țesut fibros. Chiar și așa, vertebra cervicală atribuită acestui animal era bine dezvoltată, deci la moartea sa, acest individ era în pragul maturității. Cel mai masiv pterozaur din lume și pe departe cel mai greu animal ce a zburat vreodată, Hatzegopteryx tambema, a fost prădătorul de top al Hatzegului. Fiind de asemenea cunoscut din rămășițe fragmentare, din acest animal este cunoscut câteva oase ale mandibulei, fragmente ale neurocraniului, o vertebră cervicală și un fragment al humerusului, împreună cu alte părți ale membrelor. Acest fragment de humerus este atât de robust încât savanții au crezut inițial că aparținea unui dinozaur carnivor, un tiranozaur sau abelizaur uriaș, contrastându-se astfel de oasele altor pterozauri de mărimi similare, precum Quetzalcoatlus nortropii sau Aramburgiania Philadelphiei. Hatzegopteryx se dovedește a fi chiar mai mare decât giganții enunțați anterior. Pe lângă că anvergura sa, estimată la 11 metri, este cu puțin peste suratele sale, acest pterozaur cântărea cu aproximativ 100 de kilograme mai mult decât Quetzalcoatlus și Aramburgiania. Când acest animal era la sol însă, era mai scund decât suratele sale,
întrucât gâtul lung specific lui Quetzalcoatlus Sherambourgiania a fost compromis în favoarea unui cap mai mare în cazul lui Hatzegopteryx, similar cu ce am observat în Alba Draco, doar că pe un plan mult mai mare. Acest gât scurt îl ajuta pe uriașul zburător să navigheze pădurile dese ale Hatzegului în căutare de hrană. Acest zburător era suficient de înstărit din punct de vedere fizic să răpună marea majoritate a dinozaurilor Hatzegului. Ciocul său era suficient de ascuțit să străpungă animalele mai mici, dar pentru a fi eficace în răpunerea prăzilor mai mari, vârful era ușor îngroșat pentru a putea face față tensiunii, o adaptare întâlnită și la dinozauri carnivori uriași. Acest animal era un predător foarte capabil și eficace, iar paleontologul și paleoilustratorul Mark Whitten, pentru a evidenția acest aspect, spune despre Hatzegopteryx că este îmbinarea metaforică dintre o barză, o pasăre rinocer și însuși Terminatorul. Existau însă animale ce erau în mare parte neafectate de uriașul zburător, întrucât îl dominau în mărime. Această mică fâșie a faunei Hatzegului este reprezentată de titanozauri, o încrengătură de sauropode sau de giganți cu gât lung a erei dinozaurilor, specifici perioadei cretacice. Aceste animale sunt caracterizate și de mase osoase pe greapăne, denumite osteodermi, structuri similare anchilozaurilor, doar că mult mai superficiale. În Hatzeg, acești uriași au fost cei mai afectați de piticismul insular, cele mai mari exemplare ajungând la greutăți de aproximativ o tonă și lungim de 6 metri. Contrastându-se extrem de mult de rudele lor de pe continent, ce cu ușurință atingeau lungimi de 25 de metri și greutăți de 75 de tone. Chiar și așa, un titanozaur hatzegan era de peste 3 ori mai greu decât un exemplar mare de Hatzegopteryx, iar aceste erbivore erau extrem de reziliente. Deci un duel dintre cei doi giganți ai insulei ar fi căzut în favoarea erbivorului. Chiar și așa, puii acestor uriași erbivore cădeau deseori pradă acestor zburătoare. Analizele rămășiților indivizilor imaturi ale acestor animale sugerează faptul că, în contrast cu rudele lor continentale, titanozaurii Hatzegului aveau o perioadă de creștere îndelungată, o posibilă consecință a lipsei predătorilor convenționali de pe insulă. În urma acestor analize, se constată de asemenea că aceste animale erau de asemenea mai longevive decât rudele lor continentale. Sunt doi taxoni de titanozauri hatzegan cunoscuți: Magyarosaurus dacus și Paluditan nalacensis, cunoscuți din rămășițe parțial complete. Au fost de asemenea descoperite 14 ouă ce prezintă trăsături specifice titanozaurilor, precum forma complet sferică. Forma sferică este de asemenea specifică și oului de hadrozauromorf, precum cele de telmatozaur, dar cele de titanozaur sunt cu o idee mai măricele. Rămășițele atribuite genului Magyarosaurus nu au o descriere actualizată, deci ar putea ca zeci și taxon de titanozaur, hatzegan, să reprezinte o singură specie. Magyarosaurus tinde a fi mai mic decât Paluditan, estimările punând acest animal la aproximativ 850 de kg și 5 metri lungime. Deci, dacă acești doi taxoni se dovedesc a reprezenta un singur animal, în urma unor studii, este posibil să ne uităm la un exemplu de dimorfism sexual, cu masculi mai masivi și femele mai micuțe, aidoma elefanților contemporani. Și cu asta, jupunii mei, se încheie acest clip. De v-a plăcut, dați frumos acolo pomană like și de dorit să mai urmăriți conținut despre istorie naturală în viitor, puteți să vă abonați și să apăsați clopoțelul. Eu am tulit-o.